Așa, o să desfacem capacul de la magnetou. Ok, acesta este fără probleme. Aici avem magnetul. Și lanțul de la electromotor. Mai departe o să desfacem șuruburile ce țin aceste două cartere împreună. Ok. După ce am desfăcut și toate șuruburile, așa, următorul lucru este să desfacem cele două cartere. O să batem puțin în ele. Am găsit și problema. Un dinte rupt de la acest pinion. Din cauza aceasta a forțat și a rupt carterul. Așa, după o discuție cu clientul, m-am convenit să-i schimbăm decât carterul. Pinionul cu pricina de se rupsesere dinții la el. Așa. Și bineînțeles o să punem un set de garnituri noi, nu putem să le folosim pe aceleași, nu vă recomand să faceți asta niciodată, mai ales că sunt și ieftine. Așa, și o să ansamblăm în ordine inversă a desfacerii. Mai târziu o să mai filmăm decât pusul la punct, în rest n-ar trebui să aveți probleme.